Ce se ascunde sub un uriaș mușuroi de furnici, cum își croiesc drumurile insectele pe care le găsim în pădurile din România, orașul secret al furnicilor poate fi văzut cu ochiul liber la Ocolul Silvic din Iași, acolo unde angajații îl îngrijesc cu atenție sporită. Un mușuroi uriaș a fost luat din pădure și adus într-o cameră unde le-a fost aranjat un habitat prielnic pentru supraviețuire. În timp, insectele și-au creat adevărate legături subterane care leagă camerele principale de pământul de la suprafață, iar crengile de copaci marchează traseele care duc spre centrul mușuroiului. Furnicile au și două culoare de tranzit pentru a facilita accesul între zona cu mâncare spre cea unde se află regina mamă. Comportă exact ca în mediul natural, normal. Galeriile deja sunt create. Furnicile transferă din stup impuritățile, mortalitățile și le aduc în zona exterioară mușuroiului. Aici avem asigurată o soluție de apă, cu zahăr, știind că furnicilor le place mana, adică substanțe dulci, Între cele două recipiente, prin aceste tuburi, furnicile circulă. Și într-un sens și în celălalt. Interesant este, după ce furnicile mănâncă, creează substanțele nutriente în vederea transferării prin trofalaxie, adică gură la gură, transferă hrana transformată în substanțe nutriente celorlalte furnici, categorii de furnici, care le transferă în stup. Furnicile sunt insecte sociale și au un habitat bine organizat, la fel ca oamenii. Deși nu le dăm o prea mare importanță, viețuitoarele au un rol vital pentru coloniile în care trăiesc, dar și pentru starea de sănătate a pământului, spun specialiștii. Fiecare insect are rolul ei bine definit în mușuroi, iar furnicarul este într-o permanentă activitate. Mușuroiul se află în incinta Ocolului Silvic din Iași, acolo unde este monitorizat în permanență. Acest mușuroi este un organism viu, cu o structură bine definită, cu o viață socială chiar. Da? De la regină, cu rolul ei în crearea acelui furnicar, până la furnicile lucrătoare, cu toată organizarea, lor. Sunt furnici care asigură hrana, furnici care asigură paza, cele care asigură hrana, transferă mâncarea care o îngurgitează în substanțele nutriente pe care le transferă altor furnici care le duc în stup. Stupul este bine organizat, curat, toate mortalitățile, toate impuritățile, tot ce înseamnă din primul compartiment le transferă într-o zonă exterioară pentru a crea condițiile necesare supraviețuirii și a vieții cotidiene. Furnicile roșii și-au construit cuibul subteran în jurul unui trunchi de arbore folosit ca pilon de susținere. Mușuroiul este alcătuit din crengi și pământ și are o înălțime de o jumătate de metru. În natură poate atinge până la 2 metri înălțime. Rolul unui astfel de habitat este acela de a menține un microclimat favorabil în cuib și de a proteja colonia de schimbările climatice. Sutele de mii de furnici sunt atent îngrijite de angajații Ocolului Silvic Iași și pentru că iubesc substanțele dulci, sunt hrănite cu fructe ficate, dar și cu brânză de vaci. În fiecare zi suntem atenți să aibă alimente, printre care se numără și merele și ouă fiert, le mai dăm brânză de vaci. Tot timpul suntem atenți ca ele să aibă apă pentru a se putea hidrata, să nu le lăsăm să se deshidrateze. Un ecosistem natural nu poate fi reprodus într-un mod cert, la fel cum este el în natură. Noi am încercat pe cât posibil să le oferim o casă cât de cât apropiată cu ce au ele în pădure.
Furnica roșie se întâlnește în pădurile de conifere și de amestec din țara noastră. Colonia este condusă de una sau mai multe regine. Cei mai numeroși membri ai coloniei sunt femelele lucrătoare, iar o astfel de familie poate avea peste 1 milion de furnici. Insectele comunică între ele cu ajutorul unor substanțe chimice, feromoni, secretate de glande specializate. Furnicile se anunță reciproc de eventualele pericole și de descoperirea surselor noi de hrană. Micile insecte sunt valoroase pentru protecția pădurilor, consumând anual chiar și 10 milioane de insecte dăunătoare. În curând, expoziția de la Iași va fi deschisă și publicului larg, începând cu luna aprilie.